frați care, din cauza păcatelor, l-au dus la răstignire. Tradiția denumită Calea Crucii reamintește suferințele și moartea lui Isus, simbolizând calea spre o nouă viață. Rostind aceste cuvinte, oamenii se apleacă în fața crucii purtate de ministranți la fiecare dintre cele 14 stațiuni care marchează drumul patimii și morții Mântuitorului de la condamnare și până la înmormântare. Cu mii cu mare, credincioșii sunt prezenți pe urmele Fiului lui Dumnezeu, precum însăși mama lui Isus, care parcurgea drumul după moartea fiului ei. Acest drum al crucii e repetat în bisericile romano-catolice în fiecare miercuri, vineri și duminică, înainte sau după Sfintele Liturghii de seară, în funcție de parohie. Doamne Iisuse Hristoase, răstignite crucea! Pe lângă participarea la Sfânta Slujbă și la Calea Crucii, precum și abținerea la unele mâncăruri, în zilele de post, biserica îndeamnă pe credincioși la săvârșirea unui număr cât mai mare de fapte bune. În zadar sunt posturile și rugăciunile dacă faptele bune lipsesc.